Salutare tuturor, Dan sunt, iar în acest video aș vrea să vă prezint una dintre cele mai frumoase ținute bărbătești pentru vară. Este vorba de ținuta pe care o am eu pe mine, și anume sacou albastru deschis, care poate oscila un pic în nuanțe, poate fi mai deschis de atât sau poate fi puțin mai închis, chiar și bleu-marin, dar aici vorbim de albastru deschis, cămașă bleu sau albă și pantaloni albi sau ivory. Iar în picioare, având în vedere că este ținută de zi, e recomandat a fi purtat pantofi din piele naturală, dacă vreți să fiți mai eleganți, sau piele întoarsă, cum am eu. Pot fi pe maro, nuanțe de maro coniac, nuanțe de puțin mai deschise de maro, de asemenea poate fi pe vișniu, burgundii, sau poate fi și pe bleu marin sau alte nuanțe care dau bine la această ținută. Această ținută e recomandată a fi purtată de primăvară și vară, fiind culori foarte deschise. Ea poate fi purtată la diverse evenimente, spre exemplu la anunți, la botezuri sau la alte evenimente unde ți se cere să fii cât de cât elegant. Un lucru foarte important, ea trebuie purtată pe timp de zi. Având în vedere că sunt nuanțe deschise, în special pantalonii și cămașa, acestea nu sunt recomandate a fi purtate pe timp de noapte, ci pe timp de zi. De asemenea, această ținută poate fi purtată și de toată ziua, pe stradă chiar sau la lucru, dacă activezi într-un domeniu unde te poți îmbrăca puțin mai elegant. Vă recomand să o accesorizați cât mai finuț și să nu iasă foarte tare în evidență. Spre exemplu, eu am pus o batistă cam portocaliu, cărămiziu, ea iese destul de tare în evidență. Asta e potrivit a fi purtată la evenimente, cum vă spuneam, nuntă sau botezuri sau petreceri. Dar dacă vrei să fii mai business, formal, ți-aș recomanda să porți o batistă albă simplă de tot. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l menționez la această ținută este din ce fibre, din ce stofă se face costumul. Vă recomand mereu, având în vedere că este vară, vă recomand fibre naturale 100%. Spre exemplu, eu pe mine, atât pantalonii cât și stofa sunt din lână 100%. Este o lână de super 150, asta înseamnă că este foarte subțire. Iar asta îi permite aerului să circule foarte bine. Spre exemplu, pantalonii ăștia de pe mine eu nici nu-i simt. Vă spun sincer, îi pot purta acum, cred că sunt 30 de grade aproximativ și nu mi-e cald deloc cu ei. Deci merg, cred că și la 35 destul de lejer. De asemenea, sacoul este semi-căptușit și vreau să vă arăt foarte pe scurt cum arată. Există mai multe modele, dar acesta este semi-căptușit. Spatele nu are căptușeală pe el. Fiind din lână, cum vă spuneam, îi permite să circule aerul. Spre exemplu, și cămașa este din bumbac, absorbe umiditatea, respiră aerul și această lână la fel face. Permite aerului să circule și absorbe și umiditatea. Un alt lucru care rămâne la alegerea voastră este modelul sacoului și a pantalonilor. Eu pe mine am un sacou la 2 nasturi, vă recomand la 2 nasturi, fiindcă la un singur nasturi ar duce spre formalitate, iar acesta poate fi purtat și elegant, și mai casual, chiar dacă aș fi cu tricou, ar da bine și cu tricou pe mine acest sacou. Și să-l luăm puțin să-l analizăm, este un rever rândunică sau pic lapel în engleză, există și alte tipuri de rever, eu vi-l recomand pe acesta, este foarte elegant, în același timp merge și casual, cum spuneam. De asemenea, nasturii se pot vedea, butonele sunt funcționale, nasturii se pot vedea că ies în evidență puțin. Am preferat să pun așa tocmai că este un sacou pe care îl port în contrast cu pantaloni de altă culoare. Practic este un contrast între ei și am preferat să fie un element care iese puțin în evidență pe sacou. Ideal ar fi să nu iasă foarte tare, ci cât mai finuț și cu bun gust. De asemenea, am ales ca acest sacou să aibă 2 șlițuri la spate. Vă recomand aceste 2 șlițuri și pe o parte și pe alta. Acestea ne creează o comoditate mare în momentul în care ne punem jos. Se deschid și este destul de comod sacoul. În încheiere vreau să vă spun încă o dată cel mai important lucru la un costum. Sunt 2 de fapt. Primul și cel mai important este materialul din care se face costumul. Ăsta e cel mai important fiindcă dă calitatea lui și, cum spuneam, vara ne permite o respirabilitate a corpului foarte mare. Iar al doilea lucru foarte important este modul în care se așează sacoul și pantalonii pe tine. Aici, dacă îți faci la comandă, se face după corpul tău și o să stea bine. Iar dacă îți cumperi un costum gata făcut, se poate ajusta la croitor. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și rămâneți cu bine!